5 incendii de vegetație uscată au avut loc în ultimele 24 de ore. 50 de hectare de teren au fost afectate. De asemenea, pompierii mehedințeni au mai intervenit tot în ultimele 24 de ore și pentru transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru prevenirea virusului SARS-CoV-2. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în ultimele 24 de ore pentru stingerea 5 incendii de vegetație uscată care au afectat 50 de hectare de teren. Pentru stingerea flăcărilor, alături de pompierii militari au acționat și pompieri voluntari din cadrul SVSU Vlădaia și de Vesel. În ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au efectuat 42 de misiuni, 20 dintre acestea pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, 5 pentru stingerea unor incendii, o misiune pentru transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale și 16 misiuni pentru asigurarea asistenței medicale unor persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 5 incendii care s-au manifestat pe raza 5 localități și au cuprins circa 50 de hectare de teren. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii, ca urmare a folosirii focului pentru igienizare, reamintim cetățenilor că arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. De asemenea, se efectuează în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier sau construcții și să nu afecteze rețelele electrice și de comunicații. Totodată, cetățenii trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea focului. Cadrele ISU Mehedinți continuă acțiunile pe linia prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, 11 obiective au fost verificate. O piață, 4 ștranduri, 5 terase și un comerciant din zona adiacentă pieței Meva. În urma verificărilor, 3 avertismente au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală.